Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Peste 1,8 milioane de oameni din întreaga lume se îmbolnăvesc anual de cancer colorectal. De vină ar putea fi sedentarismul, dietele bogate în carne, dar și alte obiceiuri nocive. Aflăm care sunt simptomele care ar trebui să aducă pacienții la medic, dar și soluțiile în cazul tumorilor de colon, de la Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală și oncologică în cadrul Sanador. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Spuneți-ne, în primul rând, care sunt factorii de risc pentru cancerul de colon? Factorii de risc pentru cancerul colorectal se suprapun cel puțin pe acei factori de risc pentru toate cancere. Sedentarismul, cum bine ați spus, pentru că este deja un lucru dovedit că musculatura în timpul efortului fizic secretă, elimină în sânge niște substanțe care ne protejează împotriva cancerelor. Aportul de alimente grase, aportul de alcool, consumul de etanol este cert, clar dovedit ca un factor important, dacă nu chiar cel mai important pentru cancerul esofagian, pentru cancerul gastric și așa mai departe. Dieta care se bazează pe alimente rafinate, pe grăsimi și nu atât grăsimea în sine, ci prin modificările pe care le aduc aceste alimente asupra digestiei și asupra florei intestinare. Deci cumva grătarele nesfârșite, acea carne arsă în foc foarte mult. Mititei bine afumați, uscați, nu. Care ar fi simptomele care ar trebui să aducă pacienții la medic și dacă există investigații de screening care ar putea pune tumorile de colon în evidență mai devreme? Tumorile de colon încep, evident, ca orice tumoră, cu câteva celule și este firesc ca în stadiile inițiale ele să nu dea niciun simptom, mai ales că tubul digestiv este destul de maleabil, de dilatabil. Ca un cancer să dea simptome, ca un cancer de colon să dea simptome, el trebuie să producă fie o stenozare, adică o îngustare a lumenului, o strângere, pentru că de aici a plecat denumirea de cancer. Cancer înseamnă rac, rac, adică acel animal cu doi clești care strânge ceva. Când intestinul este strâns și materia din interior nu poate circula, atunci automat apar simptome. Dacă cumva tumora respectivă erodează un vas de sânge și vasul de sânge se rupe și exteriorizează pacientul o hemoragie, bineînțeles că exteriorizarea și manifestarea cancerului va apărea mai devreme. Alminter, din păcate, există nenumărate situații în care cancerul de colon este diagnosticat în stadiul de metastază, tocmai pentru că nu a dat niciunul din simptomele respective. Ca screening, eu trebuie să mă gândesc să surprind evoluția acestei tumori înainte ca ea să producă fenomenele de ocluzie, durerile și așa mai departe. Primul lucru pe care îl face tumora începe să-și facă loc încet, încet în mucoasa interioară a colonului, adică în acea foiță, în acea piele, să spunem, care acoperă tot tubul digestiv de la un capăt la altul. Și făcându-și loc și invadând celulele normale, ea dă niște vase de sânge. Și la un moment dat va începe să elimine încet, încet câteva hematii, câteva celule. Eu nu le văd, nu am cum să le identific în materiile fecale. Și nici în sânge, analize de sânge pot să fie absolut normale. Dar aceste hematii pot să apară la niște teste speciale făcute din materiile fecale, teste care se cheamă chiar test de hemoragie oculte din fecale. Este foarte ușor de făcut și îmi ridică un semnal de alarme. De ce tu ai hematii, respectiv sânge, în scaun? După care se trece la etapa ulterioară și cel mai bun test pentru așa ceva este colonoscopia. În țările civilizate, colonoscopia are valoare de screening, se face obligatoriu după o anumită vârstă, cu atât mai devreme cu cât pacientul respectiv are niște factori de risc, adică antecedente de cancer colonic în familie, boli inflamatorii ale colonului și așa mai departe. Este important ca această colonoscopie să fie făcută măcar de cei care au rude de gradul 1 cu astfel de afecțiune? Repet, este chiar obligatoriu. Dacă eu am un părinte, de exemplu, cu un cancer de colon, ar trebui să-mi pun niște probleme serioase și să fac o colonoscopie. De regulă, prima colonoscopie pe care mi este recomandat de medic să o fac va fi la vârsta părintelui cu cancer minus 10 ani. Deci dacă tatăl a făcut un cancer de colon la 65 de ani, începând cu 55, ar trebui să fac obligatoriu colonoscopie. În anumite țări, colonoscopia devine obligatorie ca metodă
de screening, de diagnostic și chiar de tratament în anumite situații, începând cu vârsta de 50 de ani. Pentru că se ajunge la concluzia, e mai ieftin să decontezi din punct de vedere al sistemului sanitar o investigație relativ simplă și relativ ieftină unui pacient care peste 10 ani s-ar putea să facă un cancer de colon, al cărui tratament implică mult mai multe resurse. Știu că există la ora actuală și colonoscopia virtuală, cel puțin într-o primă fază ne putem investiga fără a avea acea invazivitate a colonoscopiei clasice, evident fără a putea preleva probă din țesut, dacă e caz. Asta este singura problemă. Colonoscopia virtuală se bazează practic pe o metodă imagistică, este un tomograf, se administrează niște substanțe de contrast, o parte intră în circulație, o parte sunt administrate oral și computerul va face reconstrucție, făcând secțiuni seriate, va face reconstrucția întregului tub digestiv. Vede foarte bine colonoscopia virtuală leziunile respective, dar nu poți să prelevezi biopsie și de multe ori, având polip, colonoscopia clasică te ajută foarte mult să-i rezeci. Deci este practic o metodă de tratament, ceea ce colonoscopia virtuală nu va putea face. Am ajuns la colonoscopie, trebuie să vorbim puțin și despre diagnosticul de certitudine al cancerului de colon. Ce se recomandă în cazul în care există o suspiciune de tumor malignă la nivelul colonului? În primul rând, presupunând că această tumoră nu a generat simptome de urgență, gen sângerare masivă sau stenoză, respectivă ocluzie, eu am nevoie de un diagnostic de cancer și ca în orice cancer, diagnosticul se pune doar pe examenul histopatologic, pe examinarea la microscop a câtorva celule prelevate din tumora respectivă. Prelevarea în cazul colonului se face foarte simplu colonoscopic. În timpul manevrei de colonoscopie, cu o pensă specială, prelevezi un ciupeș practic din tumora respectivă, o trimiți la examen histopatologic care îți dă sau nu confirmarea de cancer. Fără acest diagnostic cert, fără această confirmare, eu nu pot să trec la etapa următoare, respectiv la tratamentul formației. Sigur că în momentul în care un pacient îți vine la camera de gardă cu un abdomen foarte destins, cu semne evidente de ocluzie, nu mai stai să faci colonoscopie. Vei face probabil un tomograf care îți arată sediul leziunii și diagnosticul va fi pe piesa chirurgicală, adică mai întâi îl operezi și prelevezi, rezolv complicația respectivă, fie că este ea hemoragie sau o ocluzie, după care vom avea și confirmarea de la histopatolog. Care este protocolul de tratament în cazul acestui tip de cancer? Spre deosebire de multe alte cancere, chirurgia în cancerul de colon are un rol clar și, aș spune, chiar obligatoriu. Pentru că sunt puține cazurile de cancer de colon care nu se operează. O tumoră de colon, indiferent de extensia ei, la un moment dat, evolutiv, ajunge să stenozeze, să închidă lumenul. Și atunci va provoca la un moment dat acea complicație care se cheamă ocluzie intestinală. Ăsta e motivul pentru care chirurgia trebuie luată de la bun început în calcul pentru tipul ăsta de cancer. Sigur că în momentul în care ai un cancer extins, știu și eu, cu alte leziuni, cu metastaze, cu alți noduli, este mai convenabil să începi cu un tratament, să limitezi extensia bolii, după care să-l operezi. Asta ține foarte mult de evoluția locală. Nu poți să aștepți la nesfârșit într-un cancer de colon. Care ar fi tipurile de metastaze pe care le dă cancerul de colon și la ce ar trebui să fie atenți pacienții în protocolul de follow-up? Cel mai frecvent generează metastaze în ficat. Este firesc pentru că, de regulă, circulația tubului digestiv este anatomic așa gândită încât să treacă prin acest filtru care este ficatul. O parte, și mă refer în special la extremitățile tubului digestiv, celulele pot să intre în circulația generală și atunci se opresc în următorul filtru care sunt plămânii. Dar, de regulă, pentru tubul digestiv, metastazele hepatice sunt cele mai frecvente. Și, din păcate, nu de puține ori, sunt pacienți care se duc la un ecografist suspicionând mai degrabă o afecțiune biliară sau o afecțiune hepatică banală. În timpul ecografiei se dovedește că ficatul este plin de metastaze și ulterior începe să căutarea punctului de plecare al acelor metastaze. Din păcate, este o situație reală, deloc favorabilă, dar este cât se poate de reală și asta ține într-un fel de lipsa obligativității de a face analize și investigații. Pentru că dacă
prin diferite protocoale. S-ar stabili că pacienții trebuie să facă analize uzuale de sânge anual sau ecografie la 2 ani sau oricum ai stabili, dintr-o dată cazurile astea ar fi mult mai puține. Care ar fi, să spunem, tabloul general al cazuisticii cu care vă confruntați în practica de zi cu zi în ceea ce privește cancerul de colon? De regulă, oamenii simt că ceva este neregulă în abdomenul lor. Au dureri nespecifice, nu mai tolerează aceleași alimente, nu mai au poftă de mâncare. Pentru că în momentul în care acel cancer evoluează și provoacă stenoza, îngustarea orificiului, strângerea intestinului, intestinul în spate se dilată puțin și nu se mai golește normal. Descarcă în sânge anumite substanțe care îi spun creierului nu mai mi-aduce carne, pentru că lipsa apetitului pentru alimente care conțin proteine carne este oarecum frecventă. Nu mai mi-aduce atât de multe alimente, încearcă să mănânci lucruri mai ușoare. Alții scad foarte mult în greutate, inexplicabil. Există situații când pacienții simt că nu mai au tranzit cum aveau înainte. Fie erau foarte constipați și acum încep să aibă scaune mult mai frecvente, fie din contră. Aveau scaune normale și dintr-o dată se trezesc că nu mai pot să meargă la toaletă așa cum și-ar fi dorit. Nu sunt niște semne specifice și asta este și motivul pentru care, din păcate, oamenii au tendința să amâne foarte mult prezentarea la medic. Anemia poate fi un semn? Este un semn foarte bun și de regulă, în momentul în care investigezi un pacient cu anemie, automat încep să-i cauți sursa. Foarte frecvent, cancerul de colon este o cauză frecventă de a pierde sânge, la fel de mult ca și cancerele genitale la femei. În concluzie, ce ați sfătui dumneavoastră pe cei care au în familie astfel de cazuri? Schimbarea stilului de viață poate reduce riscul de cancer de colon? Bineînțeles, cu o singură condiție, să nu faci în ultimul moment. Pentru că a deveni o persoană sportivă care ține la dietă cu 3 luni înainte și doar după ce ai început să ai niște simptome, nu te ajută foarte mult. Schimbarea asta de atitudine, de stil de viață și așa mai departe, ar trebui începută de timpuriu, din fragedă tinereți. Pe de altă parte, este mult mai simplu să tratezi un cancer în faze incipiente și atunci corect este să încep prin a-ți face niște analize banale. Dacă analize de sânge, obișnuite, făcute oriunde, îți arată că ai o anemie, încep să spui niște probleme. S-ar putea să fie o anemie pentru că pur și simplu nu asimilezi bine fierul. E varianta cea mai bună, cea mai ușor de corectat, dar dacă cumva anemia respectivă e generată de o sursă de pierdere, de un loc pe unde sângele iese din organism, dacă ai cumva un cancer de colon, se trece la etapa următoare. M-am dus la doctor, doctorul îmi recomandă. Uite, trebuie să faci o ecografie, dacă există semne de alarmă, te duci să faci o colonoscopie și așa mai departe. Deci, în concluzie, schimbarea stilului de viață, alături de, nu știu, mișcare, consumul crescut de legume și fructe. Dieta, bineînțeles, încerc să elimin toate prăjelile, afumăturile, tot ceea ce înseamnă grăsime prelucrată termic. Fumat, alcool? Categoric. Este și acesta un cancer al vârstei a treia? Crește riscul pe măsură ce pacienții îmbătrânesc sau sunt expuși și tinerii care au un regim de viață dezechilibrat? Din păcate, să știți că sunt din ce în ce mai frecvente cazurile de pacienți tineri și cazuistica ne învață că dacă ești la, să spunem, 35-40 de ani, asta nu înseamnă că ești complet protejat în fața unui cancer de colon. Făcând abstracție de varianta genetică, există o variantă de cancer de colon care este transmisă genetic, așa numită polipoză familială. Făcând abstracție de treaba asta, unde este dovedit că cineva care are această modificare genetică va face cancer de colon până la 30-35 de ani, categoric. Viața actuală, modul actual de a vedea lucrurile, stresul, agitația, dieta total dezechilibrată, aportul de grăsimi și de alimente rafinate, toate lucrurile astea au făcut ca vârsta de debut a cancerului de colon să fie din ce în ce mai jos. Recunosc și există și o veste îmbucurătoare în sensul ăsta. La nivel internațional, prin măsurile de screening care au fost luate, cam de un deceniu, poate două cel mult, frecvența cancerului de colon a început să scadă. Nu la niște limite care n-ar face să fim siguri că am scăpat, dar uite, este o explicație că există metode prin care poți să controlezi această boală.
Supraviețuirea pe termen lung este una, să spunem, în termeni optimiști, dacă este depistat în stadiu incipient și este tratat după protocoalele actuale? Da, categoric. În stadii incipiente, însemnând 1, 2, poate chiar în stadiul 3, vindecarea este clară. Cu cât avansezi mai mult, cu cât cancerul a apucat să plece, cu cât celule au apucat să intre în circulația generală, cu atât riscul de a dezvolta complicații este mai mare și sigur supraviețuirea va fi mai mică. Asta e motivul pentru care a te prezenta la medic de la primele simptome nu este o exagerare. Nu te acuză nimeni de ipohondrie. Mai bine te duci, faci prevenția unei boli decât să ajungi în stadii terminale.